E un monstru în casa noastră. Ce? Nu mai țipa că te aude. Unde e? E pe raft și e tare urât. Cum scăpăm de el? Stai așa. De ce mi-l dai mie? Azi, în sfârșit, e ziua în care trebuie să demonstrezi că ești curajos ca un bărbat adevărat. Dar eu sunt copil. Copil bărbat. Așa că du-te. Dar... Ai încredere în tine. E doar un păianjen. Tati, e doar un păianjen. El e monstru. Nu mai zi ta sau poate fi prea târziu pentru noi. Nu, te rog! Hă? Te rog! Tati, dar nu pot! Ia o carte atunci și arunc-o pe el! Dar nu ți-am făcut nimic! Dar, tati! Ia o hârtie, pune-l pe ea și aruncă-l de la balcon! Am nimerit din greșeală în casa ta! Nu mă omorâ, te rog! Tati, mai bine îl las în pace! De ce? Ca să mai facă și alții! Dă-i una și gata! Promit că plec! Doar dă-mi o șansă! Ha! Tali, să nu ieși de după dulap! E foarte mare! Mă lupt cu el! Și mi-e frică că o să câștige! Dacă eu pierd, tu ești următorul! Mulțumesc mult! Mi-ai salvat viața! Ești liber! Ai grijă de tine! Promit! La revedere! Pa! Gata? Gata! N-a mai rămas nimic din el! Acum poți să ieși de după dulap! Vino să vezi! Păianjenul nu mai e! Ce ai făcut cu el? După ce i-am dat una, l-am aruncat de pe balcon. Wow, bravo! Mi-ai dovedit cât de curajos ești. În lume e un monstru mai puțin.